statistice, fiecare român mănâncă în medie câte o găină pe zi. Cum adică în medie? Vii cum să spun eu. De pildă, dacă eu mănânc două găini pe zi și tu nu mănânci niciuna, noi doi mâncăm în medie câte o găină pe zi. Înseamnă că eu acum sunt setul în medie. Da. Ce vrea asta este economia de piață. Înainte strigam, mi-e foame. Acum strigăm, m-am săturat. Cum să nu te saturi? Când vitrinele sunt pline, te saturi cu privitul. Vrei unt, iei unt. Vrei salam, iei salam. Vrei curcan, găsești la toate intersecțiile. Dom'le, ce-mi place mie sunt reclame frumoase, dom'le. Aveți 4 copii și n-aveți bani decât pentru o prăjitură? Apelați la serviciile firmei de copiatoare. Zing, 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 pum! Păi dacă lumea nu se zbate, nu caută, de unde să găsească? Uite, chiar zilele trecute am văzut Morun și Nisetru cu numai 100 de lei. Morun? Morun. Cu 100? 100 de lei. Unde? La acvariu, la Constanța. Îmi plac pantofii tăi. Unde ai găsit? În curte. I-a aruncasem acum 3 ani. Noroc că nu i-am aruncat prea departe. Tu cum te descurci? Păi trimite-mi copilul pe la vecini. Tati, vă roagă mama să ne împrumutați 9 boabe de fasole că vrea să joace cu tăticul țintar. Și? Și din 4-5 vecini iese de o iahnie. Ce să faci, n-ai? Vorba lui Corina Chirie. Banii n-aduc fericire. Mersi. E ușor să cânti asta de în America. Oricum, melodia zilei rămâne de-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. Vorba lui Constantin Tănase. Nu sparale, mă. Nu sparale. Nu sparale. E? Sărbători fericite, Vasile. Noapte bună. Auzi? Dă-mi și mie o perniță. Ia de gole. De la Calafat la Iași, tot românul-i nevoiaș. Nu avem ce pune în oale, că nu-s parale. Dar de la Iași la Calafat, dacă te ajungi deputat, ai scăpat de angarale. Sunt parale. Pensionarii, băi bădie, azi trăiesc în sărăcie. Pentru pensii, vezi, matale, nu-s parale. Dacă să mai faci, băi frate, 8 subsecretariate și comisii speciale, sunt parale. În întreaga Românie crește prețul la hârtie. Pentru cărți și manuale nu-s parale. Ies reviste, fete goale, cărticele imorale cu aberații sexuale, sunt parale. Pentru boli și tratamente nu avem medicamente. Nu e hrană în spitale, că nu-s parale. Dacă să aduci transporturi cu buline de avorturi și balonașe speciale, sunt parale. Ca să strângem ceva bani pentru case de orfani, regulat vezi în jurnale, nu-s parale. Dacă în țară e calică să-l trimezi pe cutărică în voiaje mondiale, sunt parale. Pe șcheșuri municipale pentru 10 de șandramale, mari corupții naționale, sunt parale. Dar pentru lemne, pentru apă, pentru astupat o groapă, pentru desfundat canale, nu-s parale. Mare scrocherii vamale, importuri de cereale, vânzări de flote navale, sunt parale. Stă recolta pe tarlale și-i dau hoții târcoale, nu-ți adună 3 ocale, nu-s parale. Baluri, gale, festivale, toalete colosale, whisky extra și migdale, șampanie, portocale, sunt parale. Păi da, pentru un drop de miel, pentru un ou, pentru un mezel, pentru o varză de sarmale, nu-s parale.
se iau la mantețoale, cizme sexy și sandale, blănuri scumpe, naturale, sunt parale. Și pericole mortale, analize medicale, au apărut boli nasoale, ce folos că sunt parale? Nu-s parale pentru școale, alocații și spitale, pentru asfaltări stradale. Dar pentru alte panamale, pentru șprițuri naționale, mașini senatoriale, plimbări ministeriale, plicuri confidențiale, tot felul de protocoale, plimbări, plecări, osanale. Hai stați blânzi că sunt parale!